Sfat controversat de la Ministrul Energiei României să nu plătească facturile greșite, spune Virgil Popescu, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Prețul energiei electrice și al gazului natural este protejat pentru populație, că vorbim de populație de oameni, de români, la nivelul anului trecut. Adică nu vor fi, în mod normal, pe consumuri normale, nu va fi, factura n-ar trebui să fie mai mare față de factura anului trecut sau de factura în urmă cu 2 ani de zile. De aceea am plafonat la 68 de bani pentru primii 100 de kW, pentru cei care consumă până în 100 de kW, la 80 de bani pentru primii 255 din plafonul de 300 de kW, adică aproape 90% din populația României are un preț foarte, foarte bun la electricitate și la gaz. Nu există plafon ca anul trecut. Este o noutate, nu există plafon ca anul trecut de consum. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, era parcă 1200 de metri cubi. Acum nu mai avem acest plafon și prețul este de 31 de bani, indiferent de plafon. Adică n-ar trebui să fie. Sigur, pot să existe cazuri cu greșeli de citire, cu facturi eronate și acolo trebuie interveni și trebuie refăcute și oamenii trebuie să plătească facturi greșite, iar furnizorii trebuie să se corecteze. Și cum? Ce trebuie să facă oamenii? Cum își dau ei seama că e o greșeală în factură? Acum, la factură îți dai seama față de cum ai plătit luna trecută sau luna trecută, în urmă cu un an de zile, dacă factura este mare. Și primul lucru, am văzut declarația celor de la autoritate, că primul lucru se îndreaptă împotriva furnizorului, apoi la autoritate este...